La 23 ianuarie 2017, audiția cu public din cadrul programului Ne auzim la Majestic, susținut de peste un deceniu de Teatrul Național Radiofonic, l-a avut în centrul atenției pe unul dintre oamenii de cultură care se constituie în pilonul rezistent al activității acestui departament de producție teatrală, unic în cultura română prin amploarea și anvergura programatică. Domnul Costin Tuchilă, acest realizator al atâtor emisiuni pe teme culturale, teatrale, în primul rând, al unor numeroase spectacole de teatru radiofonic, semnatarul unor scenarii inspirate, și-a făcut acum debutul în calitate de autor dramatic, dublând prin acest demers scriitorul erudit și rafinat pe care ni l-a dezvăluit în importante pagini de proză, eseuri, exegeză. Spectacolul prezentat cuprinde 6 schițe umoristice și este intitulat chiar așa. El reprezintă și o încununare a muncii unei garnituri importante de actori, unei echipe de valoroși profesioniști ai teatrului la microfon: Janina Dicu, regia de studio, Mirela Anton și Radu Verdeș, regia de montaj, Vasile Manta, regia artistică și coloană sonoră. Acesta din urmă a fost și anfitrionul întâlnirii cu un public numeros și pasionat de teatru, Vasile Manta. Costin Tuchilă este un intelectual de marcă, dacă n-ați observat până acum, de-a lungul zecilor de scenarii pe care noi le-am prezentat în prezența dumnealui. Costin Tuchilă, în premieră, s-a hotărât să se apuce de scris umor. Umorul, după cum probabil ați observat în scenariile, în spectacole radiofonice pe care vi le-am prezentat de-a lungul acelor 12 ani pe care îi împlinim anul acesta aici la Majestic, cum vă spuneam, autorii de umor și în special autorii de umor radiofonic sunt foarte rari. Noi prețuim pe cei care ne trimit texte de genul acesta și iată, Costin Tuchilă a îndrăznit să scrie pentru un spectacol radiofonic 6 schițe umoristice. Trebuie să vă spun că este un umor aparte. Costin Tuchilă este un moralist rafinat. Mie, ca regizor, mi-au plăcut foarte tare aceste schițe și m-am simțit onorat că dumnealui mi-a încredințat acest text. Ca un veteran al teatrului la microfon și într-un fel martor la geneza unora dintre schițe, la invitație expresă a autorului, Costin Tuchilă, actorul Eugen Cristea a spus: în urmă cu foarte mulți ani eram la un festival la Alba Iulia și am descoperit câteva scrieri umoristice de ale lui care dintr-o dată mi-au semnalat un autor cu totul și cu totul special. Deci Costin Tuchilă creează un umor cu totul și cu totul aparte. În primul rând, este vorba de un umor de bun gust, ceea ce este foarte mare lucru. Pe deasupra, mai are o chestie care îi lipsește multor umoriști. Are rafinament, ciupește din vârful peniței. Iar pentru actor, cel care interpretează personajele pe care el le conturează în aceste schițe, în câteva tușe, vreau să vă spun, dar îți oferă posibilitatea ca actor și noi ăștia care avem 56 de ani de radio, ați auzit bine, 56 de ani de radio împliniți, putem să ne găsim un loc extraordinar de interesant în scrierile pe care le dă la iveală Costin Tuchilă. Rafinament, inteligență, bun gust, până la urmă un simț estetic al umorului cu totul și cu totul deosebit. Domnul Costin Tuchilă, autorul celor 6 schițe. Într-adevăr, în 2011 am lansat la Târgu de Carte de la Alba Iulia, care e și un festival, de fapt, în mai, acest volum atunci apărut, se trata despre macaze, nu macazuri, cum e pluralul corect, mi-am explicat eu de ce. Cum mi-a venit ideea, m-am jucat, da. Și Eugen, care participa și care dădea și un spectacol, foarte frumos de altfel, Alba Iulia, a citit câteva din textele acelea la lansare. Mă rog, eu le scrisesem, dacă le auzi citite de actorii, cu totul altceva. Acum, unele dintre ele, nu toate, au devenit schițe dramatice. Vreau să mulțumesc colegilor mei care au insistat realmente să fac aceste dramatizări. Eu, întârziind, nu din modestie, din mofturi, din, mă rog, pur și simplu, și lui Vasile Manta și minunaților actori pe care îi vom asculta. Iată câteva coordonate ale spectacolului de numai 45 de minute, dar de o bogăție excepțională a semnificațiilor și trimiterilor care își au sursa în text.
ca și în accente interpretative și în comentariul regizoral. Așadar, iată o suită de opinii exprimate din rândul asistenței. Veți auzi, de asemenea, câteva fragmente din spectacolul 6 schițe umoristice, difuzat deja la Radio România Actualități, dar pe bună dreptate, așteptându-și o necesară reluare pe canalele Radio România. Televizorul! Te uiți la meciuri, nu? Stai, dragă! Nu ți-e rușine să te uiți la meciuri și să nu răspunzi? Stai, draga mea, ai zis că vin într-o oră și au trecut trei. Așa și? Păi am dat drumul la televizor și că mă plictisesc singur în casă. Hai, te rog frumos, nu fi supărată, că am făcut curat, să știi, am dat cu aspiratorul, am făcut mâncare. Așa-i gura! Alo, alo! Eu te-am închis. M-a nebunit femeia asta. Nu mai știu cum să-i fac pe plac, nu mai știu. E nervoasă și nici nu știu de ce. Venerus Popa, medic dramaturg. La începutul acestei audiții ni s-a sugerat o oarecare filiație a domnului Costin Tuchilă din punct de vedere literar. După aceste 6 schițe umoristice, eu găsesc că ar fi 3 motive de reflexie. Unul ar fi următorul. Titu Maiorescu spunea că în spatele fiecărei comedii se ascunde, el spunea, o tragedie. Se ascunde sigur o dramă. Aceste 6 schițe ascund în spatele lor drama noastră de zi cu zi. Ni se petrece nouă, pe care o trăim noi. Este o dramă eternă aproape. Nu știu cum se va putea sfârși. Implementarea reformei. Bună ziua! Doamna secretară ne-a spus că ne puteți primi. Secretară? Da. Șefă de cabinet. Scuzați. Dar vă rog să vă prezentați. Da, prezentați-vă. Hai. Noi suntem reprezentanții... Ai cui, mă rog? Păi, o clipă, nu? Uitați legitimațiile. Da. Suntem de la organul abilitat. Cu controlul instituției dumneavoastră, da, știți-l. Da. Conform legii, noi nu am vrea să... Prea lungă introducerea, intrați, vă rog, în subiect. Știți, noi n-am vrea, dar suntem obligați. Da, din păcate. Legea, am înțeles. Da. Da, cum să vă explicăm, știți? Adică, de fapt, s-a primit o reclamație. Și de... noi suntem obligați să verificăm, exact. Știți? Legea. Da, Doamne, nu mă mai fierbe, zi! A doua filiație, dacă vreți, ar fi celebra expresie a lui Caragiale, simț enorm și văz monstruos. Da, domnul Tuchilă mărește cu o lupă formidabilă, ne face să auzim cu 7 urechi sau cu urechi de elefant lucruri pe care poate le-am auzit în șoaptă, le-am trecut cu vederea, nu le-am dat atenție. Ni le prezintă, da, chiar monstruos. Dragii mei, vrei să vedeți cum e. Recitind eu de ună zi mantaua, am început să înțeleg în sfârșit spaimele lui Dostoievski. Stai, ușor, amice. Ăla cu mantaua e Gogol. De unde ai scos-o cu Dostoievski? Gogol, mă, Nicolae Vasilievici. Da? Da, mă rog, fie cum vreți dumneavoastră. Nicolae ăla și cum i-ai mai zis? Păi noi am zis eu Parpalac. Așa îl cheamă. Ăsta e numele lui. Auzi, tinere, nu pot să-ți spun în continuare, dragul meu, pentru că ești obraznic. Da, chiar obraznic. A treia filiație pe care eu o găsesc ar fi cu, vai, săracul, atât de tânărul stins, Teodor Mazilu, care spunea, prezentul nu poate fi trișat. Nici domnul Tuchilă nu trădează prezentul. Îl prezintă așa cum este el. Direct, fără aluzii, fără mofturi, nud. Și tocmai această disecție pe care o face, în afară de zâmbetele și chiar hohotele de râs, ne determină să reflectăm mai mult de ce se întâmplă toate aceste lucruri. Este chiar o fatalitate? Profesoara Raisa Radu. Aceste schițe umoristice sunt și satirice. Iată, unii fac umor numai de dragul umorului, care nu totdeauna e de calitate, cum spunea și domnul Eugen Cristea. Am văzut că sunt satirizate foarte multe aspecte din viața noastră. Din păcate, dacă ați observat și în aceste schițe, în unele dintre ele, a apărut un al doilea limbaj de lemn. Oamenii de valoare se exprimă
formă simplu. Esența reformei sale este sintetizată într-o nouă organigramă, o schemă cu adevărat vizionară. Parcă mi-amintesc. Este... Da, 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 da! Am văzut la televizor. Aha. Ciobolanu arăta o planșă în culori. Da, mă rog, o planșă în culori, așa, mai pe scurt, pentru publicul larg. Pe planșa e configurată organizarea instituției după cerințe cu adevărat moderne, revoluționare, aș putea spune, după toate cerințele economiei de piață. Cerere și ofertă, dragă! Da, cerere și ofertă! Dar, într-adevăr, ceea ce a surprins domnul Duchilă sunt multe aspecte satirice. Aceste schițe sunt adevărate bijuterii, așa cum ați observat. Când le-am ascultat, m-am gândit că, sau mi s-a întărit ideea că în rucsacul, nu zic ranița, multor absolvenți de filologie sau litere se află pixul, stiloul sau, mai nou, laptopul viitorului scriitor. Iată, domnul Tuchile ne-a confirmat acest lucru. Eu nu prea râd așa, dar acum nu s-a mai putut să mă opresc. Felicitări întregii echipe și ilustrația muzicală foarte bine realizată. Doamna Dorela Alistar. Nu e de râs, e mai mult de plâns. Toate schițele sunt niște adevăruri triste. Ce ne lipsește nouă în educația noastră este cuvântul vă rog, mulțumesc, cu plăcere, nu le mai aud și mă doare. Mă scuzați, de la camera 312 am fost trimis să... trimis la mine? Nu știu, a patra ușă pe stânga. Pe stânga, pe dreapta? Lasă-mă, doamne, spune repede ce dorești. Eu am lăsat-o cerere acum două săptămâni și de la camera 312... Greșit! Aia de la 312 e angajată de două zile, nu știe nimic. Să știți, vreau să zic, adică vreau de să zic... De cereri nu mă ocup eu. Da. Vreau să vă spun că m-a entuziasmat totuși cele șase schițe. Felicitări domnule Costin Tuchilă, felicitări echipei care a jucat, actorilor care au interpretat, echipei regizorale, muzica, toate. Vă mai așteptăm cu asemenea schițe. Criticul de teatru Ion Parhon a salutat acest nou demers artistic și intelectual sub egida Teatrului Național Radiofonic. A fost o onoare pentru mine să particip la această avantpremieră radiofonică și o onoare însoțită de o sinceră bucurie. Bucurie pentru că, iată, în acest miez de iarnă geros și miez de viață socială belicoasă, domnul Tuchilă, chiar în pragul Zilei Unirii, reușește să ne unească în cuget și simțiri la un ceas de autentică satisfacție ludică, artistică, de moment împlinit al teatrului radiofonic. A fost o plăcere să urmăresc aceste schițe în avantpremieră, să mă reîntâlnesc prin unde cu câțiva actori foarte buni și dincolo de asta a fost și o bucurie ascunsă, dar tot atât de sinceră, să constat că toți actorii cuprinși în distribuție, mai tineri sau mai puțin tineri, sunt în viață. Deci ne putem bucura de faptul că sunt grăbiți oricând să-și dovedească valoarea, iar noi, la rândul nostru, trebuie să fim pregătiți să apreciem, mai ales cât sunt în viață și profitând de acest moment, eu în mod public le mulțumesc și dumnealor, le mulțumesc și realizatorilor acestui moment artistic împlinit, ca o pagină, spun eu, și luminoasă și sprințară de umor de bună calitate din istoria contemporană a teatrului radiofonic. Ca de obicei, la audițiile în avantpremieră, în cadrul programului Ne auzim la Majestic, actorii au onorat evenimentul. L-am auzit deja aici pe Eugen Cristea și iată-l pe colegul său în distribuția acestui spectacol, Mircea Constantinescu. Mă gândeam în timp ce veneam prin jungla acestui oraș satanic, cum l-a numit un poet distins, că mă întâlnesc într-un loc foarte drag și foarte special cu niște companioni de vis și companioni de spirit. În sensul în care aici vin oameni din ce în ce mai puțin, din păcate, care iubesc frumosul și un tip de spiritualitate. Astăzi am avut norocul să începem această săptămână cu o bună partidă de râs. Aceste texte
conțin așa un eseu despre stupiditate, meschinărie, răutate și prostie. De fapt, întotdeauna cei care creează umor au ca țintă principală prostia. Din păcate, iată, noi suntem puțini și proști, dar mulți sunt în această junglă. Bun găsit, dragi prieteni! Știu că ne așteptați cu nerăbdare în casele dumneavoastră. Aoleo, fată, nu mai da cu pixul în masă că se vede în cadru. Și astăzi, adică pentru astăzi, invitatul nostru la emisiunea noastră este cunoscutul profesor doctor în litere Scarlat Popângescu, căruia îi spunem din nou bun venit. Bine, bine te-am găsit, dragă. Mulțumesc de invitație, mulțumesc. Da. Adică, nu, noi mulțumim, ne onorați mereu. Și vă mărturisesc înainte de a intra în emisiune, în fine, în emisie, când dumneavoastră erați la machiaj, am aflat că audiența emisiunii noastre este de 3 săptămâni în urmă, în creștere. Normal că e, normal. Păi cum adică? De la cameră, fată, nu pe sub masă, și lasă dracului pixul ăla. Domnule profesor, doctor critic literar, mă scuzați, adică știam că sunteți și profesor. Adică asta acum îi zice doctor. Nu am înțeles ce spun, gata, critic, ajunge critic, nu mai e, gata. Sunt multilateral, scriu despre toată cultura, chiar și despre muzica metalistă și tradiționalistă. Ha, dar multilateral, critic, da, multilateral. Adică cultura, mă scuzați. Actrița Julieta Strâmbeanu. Sunt tare bucuroasă că ne-am regăsit încă și astăzi și sper să ne revedem încă multă, multă vreme de acum înainte, cu bunăvoința și ajutorul lui Dumnezeu. Pentru ziua de astăzi, felicitări domnului Tuchilă. Și-a dat surprins momente de viață pe care le-a transpus artistic, scoțând din elementele vieții, din caracteristicile personajelor, esența aceea de umor, de ironie, uneori drăguță, uneori acidă, uneori dură. Eu nu pot să spun că am râs în hohote, dar mi-au rămas în gând replici și mi-a rămas un gâlgâi de râs interior. Asta e sentimentul care mă încearcă gândind la ce a făcut astăzi domnul Tuchilă. Vă mulțumim foarte mult, dar și meritul este al lui Vasile Manta, care a cules, a strâns și a făcut un buchet din floricelele făcute de domnul Tuchilă. Să păstrăm în amintire întâlnirea de la Majestic de luni 23 ianuarie 2017 cu încărcătura ei de eveniment artistic pentru autor, pentru realizatori, pentru Teatrul Național Radiofonic.